Haideți să ne ridicăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Voi citi Psalmul 120. Este cumva la mijlocul Bibliei, da? După cel mai lung psalm și cel mai lung capitol din Biblie, Psalmul 119, vine Psalmul 120. De fapt, aici încep psalmii ascensiunii sau cântarea treptelor. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Ce-ți dă El ție? Ce-ți aduce El ție, limba înșelătoare? Săgeți ascuțite de războinic, cu cărbune aprinși de enupăr. Vai de mine, că locuiesc la Meșec, că locuiesc în corturile Chedarului. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război. Amin. În timp ce ocup locul, spune celui de lângă tine, destul. Nu, da, tare așa, destul. Destul, pentru că ne întâlnim la sfârșit cu acest destul. De asta vreau să-l rețineți. Este cuvântul cheie din tot psalmul. Destul, enough. Destul, m-am săturat, s-a terminat. Eu vorbesc de pace și ei vorbesc de? Ei vorbesc de pace și eu vorbesc de? Ei vorbesc de? Război. Ei vorbesc de război. Trăim vremuri complicate. Spunea cineva de la al doilea război mondial, nu a mai fost o perioadă mai sângeroasă pe pământul nostru. Dacă va ține pământul ăsta, în cărțile de istorie, vor scrie despre vremurile pe care le trăim. Chiar mi-am amintesc că la un moment dat a fost o întâlnire a Națiunilor Unite și unul din speakeri acolo vorbea de faptul că în sfârșit omenirea a ajuns într-un punct în care oamenii au învățat să trăiască în pace și că pe pământul acesta pe care locuim noi, oamenii moderni, oamenii civilizați, sunt anumite conflicte în zone sărace, unde oamenii lipsiți de educație, ajung să se ceartă și imediat după declarația respectivă a venit 9-11, blocurile din New York, Pentagonul și a început acest tăvălug la care ne uităm sub ochii noștri cum se întâmplă acest bulgăre de zăpadă care a început mic și acum deja este extrem, extrem de mare, conflicte care apar pe niște suprafețe ale globului de care nu ne-am așteptat. Parcă lumea a luat-o razna. Am intrat într-o epocă a noului barbarism, acum când decapitările se filmează cu ultimele modele de telefoane și se postează live ca să le vadă toată lumea. Cât despre civilizație și noua eră a omului modern? Care era? Nouă că de 6.000 de ani fratele se urăște pe frate și fratele se ucide pe frate. Nu e așa? De la Cain și de la Abel, omenirea în mod constant ajunge în această eră a violenței. De când Ismael l-a urât pe Isaac, pentru că era fiul favorit al tatălui. Și acum, sub ochii noștri, frații se ucid unii pe alții. Nu e așa? Rusul este frate cu ucraineanul. Nu e așa? Așa este. Și ambii se trag din Iafet. Evreul este frate cu palestinianul. Ambii se trag din Șem, sunt șemiți. Nu e așa? În 1994, în Rwanda, etnia Hutu a ucis 800.000 din etnia Tutsi. Tot frați care se trag din Ham. Se pare că atunci când Dumnezeu a apăsat butonul de restart la potopul lui Noe, din 8 oameni, am ieșit noi 8 miliarde aproape, dar sămânța aceasta a păcatului s-a transmis prin ADN. Până la urmă, restartul acela n-a fost suficient să șteargă complet păcatul de pe pământul nostru. Și poți să te întrebi, exact ca psalmistul, unde este salvarea? De unde va veni salvarea? Din educație? Tot se bate gongul acesta, mai ales în țărișoara noastră, unde copiii fac pregătire din clasa
întâi. Totuși, grupurile acelea de comando SS, dacă nu știați, vă spun eu și puteți vedea pe Google, că vă spune domnul Google totul. Grupurile acelea de comando de execuție SS, care ucideau bătrâni și copii, erau compuse din doctori, profesori universitari, oameni cu multe educații. De unde vine oare salvarea? Din bunăstarea financiară? S-a spus și chestia asta. Vreau să vă spun, niciodată în istorie omul nu a dus-o mai bine din punct de vedere financiar decât acum, în epoca în care trăim noi. Și totuși uitați-vă câtă vărsare de sânge este așa, sub ochii noștri, live, la televizor. Prin alianțe politice vine salvarea. Din câte știu eu, Rusia face parte din toate alianțele posibile. Și asta nu i-a împiedicat să-și invadeze vecinul? Asta nu l-a împiedicat pe rus să-și trimită prin poștă, prin curierat, mașinile de spălat și televizoarele ucrainencilor pe care le-a violat înainte? Sau alianțele politice? Nu salvează pe nimeni. Singura șansă pentru omenire este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este singura șansă pentru ca omenirea să se trezească. Vedeți, de multe ori spunem aici, mântuirea în sine nu este un scop, ci transformarea minții, metanoia de care vorbea Pavel. Noi trebuie să fim transformați ca să scăpăm de virusul acesta al păcatului care ucide pe frate, trebuie o transfuzie de sânge. Sângele mielului, sângele Domnului Iisus Hristos. Singurul sânge din univers care nu este virusat de acest păcat care este și trăiește între oameni. Bine, Psalmul 120 este tocmai acest restart, reset de care vorbim. Este prima treaptă, primul pas pe care trebuie să-l facem ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Îmi place cum spune acolo psalmistul: Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă și de limba înșelătoare. Ce-ți dă el ție? Ce se aduce el ție, limba înșelătoare? Acum, dacă este să fim foarte clari, aici elul cu E mare, el, cu el mare, în traducerea Cornelescu, acolo este o greșeală, nu se referă la Dumnezeu. Okay? Okay? De fapt, în engleză spune: ce ți se va da ție? Or what shall be done unto you? Ce ți se va da ție? Da? Nu are de a face nimic cu Dumnezeu. O altă traducere, o parafrazare mai corectă, spune: ce ți se va da și ce câștig vei avea limbă vicleană. Problema psalmistului aici este cu limba. Bine, prima treaptă a urcării spre Dumnezeu este pocăința. Fără pocăință nu se poate. Dacă ați venit la biserică duminică acum să vă luați 3 puncte să ajungeți de succes, ați venit greșit sau la biserica greșită. Aici vă spunem adevărul. Primul pas, întotdeauna, este pocăința. Este întoarcerea de la ceea ce credeai tu, de la minciunile pe care le-ai crezut și primul pas făcut spre Dumnezeu. Prima treaptă a urcării este pocăința. Dacă omul nu realizează nevoia, dacă omul nu înțelege impotența personală, necesitatea salvării, nimic nu se poate face pentru el. Mencius spunea: înainte ca un om să poată să facă ceva, sunt lucrări pe care el nu poate să le facă. Adică sunt lucruri pe care din start tu, ca om al lui Dumnezeu, nu poți să le faci. Spuneam data trecută că suntem de multe ori în societate, în civilizația în care trăim, ca niște pești în apă care nu văd impuritățile din cauza că sunt prea aproape. Ei bine, oamenii în cultura noastră sunt scufundați în aceste minciuni și nu-și dau seama că se neacă. Ceea ce înțelege omul care are puțin bun simț este că nu poate avea încredere. Minciuna este la tot pasul. Și se zidește în noi, în inima noastră, o nemulțumire față de lume, care este, atenție, o pregătire pentru călătoria uciniciei creștine. De altfel, niciodată n-ai să te pocăiești, n-ai să te întorci la Dumnezeu, n-ai să faci
primul pas dacă în inima ta nu ai adânc o nemulțumire față de sistem. Este ceva în jurul nostru care ne nemulțumește. Poate nu putem să punem degetul la început pe corupția, minciuna, falsitatea care ne înconjoară, dar atenție mare, asta este pregătirea pentru întoarcerea la Dumnezeu. Nemulțumirea cuplată cu dorința de pace și adevăr ne pune pe acest drum al pelerinului de care vorbeam data trecută. Vedeți, o persoană care se întoarce la Dumnezeu, pentru a se întoarce la Dumnezeu, trebuie să fie complet degustată de lucrurile care sunt în jur, pentru ca să găsească motivația să poată păși pe calea creștină. Ca să găsească această motivație. Asta înseamnă să urăști lumea, să nu-ți placă sistemul, să nu-ți placă modalitatea în care se fac lucrurile pe acest pământ. Atâta timp cât credem că următoarele alegeri politice ar putea elimina criminalitatea sau vor stabili dreptatea, o altă descoperire științifică ar putea salva mediul și o altă creștere a salariului ar putea alunga complet anxietatea, nu vom risca niciodată, dacă credem lucrurile astea, sistemul ăsta, nu vom risca niciodată să devenim niște pelerini care se încred numai în Dumnezeu. Vedeți, v-am spus, omul trebuie să se sature de căile lumii ca să înceapă să umble pe calea lui Dumnezeu. Omul trebuie să fie complet dezgustat de ce se întâmplă pe planeta aceasta. E bine, Psalmul 120 este cântecul unui om bolnav de minciună, schilodit de ură, o persoană covârșită de durere pentru ceea ce se întâmplă în lume. Este sentimentul pe care persoana cu toate mințile în cap îl are când își dă seama de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și de aici începe această călătorie a pelerinului spre Dumnezeu. Cei 15 psalmi ai ascensiunii, a treptelor, descriu aceste elemente comune care ne fac pe noi să fim niște pelerini care mergem spre Dumnezeu. Și primul psalm, prima treaptă, nu are nimic frumos în el. Nu are nicio melancolie, nu are nicio bucurie, nici măcar din punct de vedere liric nu este ceva extraordinar, să în ebraică să sune ceva incredibil, nu, este dur, este discordant. Dar este bun că ne pune pe calea cea dreaptă. Este ca vaccinul acela. Vă spuneam că pe vremea mea eram foarte bolnăvicios când eram mic și pastile erau foarte amare, nu ca acum îți vine să le bei chiar dacă n-ai nicio problemă. Și mă ducea mama la vaccin, adică la pelicilină. Mamă, ce durea! Făceam toate promisiunile până ajungeam acolo și când ajungeam în, nu știu care dintre voi țineți minte cum mirosea în cabinetul ăla, cred că în iad așa miroase. Era un miros de pelicilină cu... Țineți minte? Care ține minte? Ridică o mână sus. Ai, ce mulți bătrâni sunteți aici. Ceilalți n-ați pierdut nimic, ăștia cu siropurile. Bine, Psalmul 120 este exact o injecție cu pelicilină care doare, dar îți face mult, mult bine. Te pune pe calea cea dreaptă. Este ca un duș cu apă rece. Țineți minte? Imediat după Revoluție, bine, a plecat Ceaușescu și a venit Iliescu, mare lucru nu s-a schimbat, dar tot nu aveam apă tot timpul și aveam tot timpul păstrat în cadă atâta apă, țineți minte și asta? Ca să punem un WC, o să ne spălăm, nu vă mai pun să ridicați mâinile că chiar vă dați de gol acum. Și sora mea aia mică a făcut așa o criză de nervi la un moment dat, nu, pur și simplu nu mai stătea, făcea, striga și atunci mi-a venit în cap, am luat-o și am aruncat-o în cadă. Știți cum s-a calmat? Imediat. Pentru că a făcut dușul acela cu apă rece. E bine, Psalmul 120 este apa rece care ne cade în cap și deodată începem să înțelegem, pentru că totul începe cu pocăință. Amin? Și primul lucru pe care trebuie să înțelegem este minciuna sufletului. Minciunile sus. Sunt mai multe minciuni care păcălesc, înșeală sufletul nostru. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pace. Eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război. Psalmul acesta începe cu strâmtorare și se termină cu război. Dacă vă uitați bine, și psalmul acesta este
un cântec care nu este frumos, dar este extrem de necesar, pentru că ne uităm în istoria omenirii, în jurul nostru, bărbații sunt unii împotriva celuilalt, femeile se vorbesc de rău unele pe altele, copiii bullies la școală, bully este o chestie foarte reală și dură. Copiii din clasa 0 își fac rău unul altuia. Lumea este lipsită de odihnă. Este lipsită de pace. Ne uităm când ne facem un grup, când ne facem o organizație, vrem repede să o transformăm într-o sectă. Întotdeauna este grupul ăla împotriva grupului celuilalt. Și ne dăm seama că am fost făcuți pentru ceva mai bun. Asta spune psalmistul, eu sunt pentru pace. Dar de îndată ce eu spun pace, ei sunt pentru război. După o conferință bună, după o predică înălțătoare, parcă ne dăm un restart și nu ieșim bine de aici și ne vorbim de rău unul pe celălalt. Ai văzut-o cum era îmbrăcată? Acum era în prezența lui Dumnezeu, ridicai mâinile sus, ai spus că te predai și acum, vedeți? Asta este natura umană care trebuie neapărat răstignită împreună cu Hristos. Eu sunt pentru pace, dar imediat ce vorbesc de pace, ei sunt pentru război. Necazul acesta cu care începe și se termină Psalmul 120 este realizarea că noi am fost mințiți, că lumea asta pe care o vedem este doar o chimeră. Lucrurile nu sunt chiar așa. Lucrurile nu sunt chiar așa. Și ni s-a spus această minciună de la început. V-am mai povestit eu. Cred că în clasa 5-a, la prima lecție de anatomie, profesor Antonescu a venit și a început să râdă de cei care cred în creaționism și a început să ne arate o hartă când am început într-un protozoar și am crescut până am devenit o maimuță și acum suntem oameni, nu? El, adevărul că semăna cu o maimuță, dar mie mi-a fost greu să cred că eu vin dintr-o maimuță. Niciodată n-am fost gata să primesc palma pe care am primit-o la anatomie în clasa 5-a. Pentru că lumea în care trăim, asta ne spune, că suntem toți, practic, niște ființe foarte drăguțe și bune, toată lumea se naște egală, noi suntem autosuficienți. Lumea este un loc plăcut și inofensiv și ne naștem liberi. Dar dacă cumva cineva este în lanțuri, nu este vina lui, este vina mediului înconjurător. Ați auzit de asta, nu? Asta sunt niște minciunile care ni se spun, da? Și cu puțină inteligență și cu efort noi putem să redobândim libertatea. De asta vă mărturisesc ceva, eu nu cred în marșuri, ok? Eu nu cred în marșuri pentru că nu cred că niciun marș rezolvă ceva. Da? Problema, rădăcina, este păcatul. Acolo trebuie rezolvat cu pocăință, nu cu marș. Pentru că, țineți minte, am mărșăluit împotriva lui Ceaușescu și vă spuneam mai devreme, a venit Iliescu. Mare lucru, nu s-a întâmplat. Nu s-a schimbat. Martin Luther King Jr. a mărșăluit pe străzile Atlantei și da, astăzi negri stau la masă cu albi, dar se urăsc unii pe alții și în continuare este sentimentul acesta care se numește rasism. Da? Ne uităm la lumea în care trăim și vedem că nu se rezolvă nimic dacă nu începem să vedem minciunile și să le punem la pământ. Ne tot așteptăm și noi așteptăm, tot așteptăm de 30 ceva de ani să se întâmple ceva în România asta, nu? Mai ales în Moldova asta noastră atât de dragă. Culmea minciunii și culmea palmei pe care am primit-o ca votanți este că la intrare din Iași, cum vii dinspre Suceava, sunt niște panouri mari. După ce ai dat-o prin toate gropile și te-ai enervat în trafic, ai murit în spatele căruțelor și a tirurilor, sunt de afișe mari puse de un anumit partid pe care scrie așa: ne-am ținut de promisiune, construim autostrăzi. Mai bine era unul care mă oprea acolo în trafic și îmi dădea o palmă, dar și cu dos așa. Mă simțea mai bine decât minciuna asta clară pe care o vedem toți. Bă, din minciunile astea trebuie să ne trezim. Și trebuie să înțelegem că soluția nu este alt partid. Soluția este o transformare radicală care începe cu primul pas, care este pocăința. Despre asta este vorba. Și când vedem că mulți dintre noi suntem mințiți, ce începem să facem? Începem să ne plângem ca niște copii răsfățați, acumulăm resentimente, furie și izbucnim probabil față de cei din casa noastră. Și convinși că putem scăpa de asta, știți ce facem? Mergem în vacanță. Acolo ne dăm reset.
când venim din vacanță, suntem foarte hodiniți și gata să mai luăm o porție de minciună și să mai mergem iar și să o luăm iar de la capăt, da? Pentru că ne-am obișnuit în societatea în care trăim ca minciuna să fie ok, pentru că maschează toate hibele care sunt în jurul nostru. Eugene Peterson spunea ceva foarte important. Conștiința creștină începe din conștientizarea dureroasă că ceea ce am presupus este, că este adevărul, este de fapt o minciună. Asta trebuie să fie trezirea noastră a tuturor. Și rugăciunea pocăinței imediată pe care o vedem în psalmul acesta sună așa: scapă-mă de mincinoși, Doamne! Ei zâmbesc de dulce, dar te mint printre dinți. Primul lucru pe care trebuie să înțelegem este că suntem mințiți. Doamne, salvează-mă! Asta este strigătul psalmistului și trebuie să fie strigătul pelerinului. Doamne, salvează-mă! Salvează-mă de minciunile agenților de vânzare care pretind că știu ce am nevoie. Nu-i așa? Salvează-mă de minciunile comedianților care mi oferă niște clipuri și mi oferă o bucurie de aia ieftină care nu costă nimic. De minciunile politicienilor care pretind că mă instruiesc în putere și în moralitate. De psihologi care spun că îmi vom modela comportamentul și morala în așa fel încât să mă simt fericit și de succes. De minciunile religioșilor care, cum spune Scriptura, vindecă ușor rănile, promițindu-mi liniștea dacă mă îmbrac și mă închin exact ca ei. Doamne, scapă-mă de aceste minciuni, scapă-mă de cei care mă duc dinspre traiectoria bună, înspre căile lumii, dinspre cei, scapă-mă de cei care predică o credință fără Hristos. Și un creștinism fără întoarcere, fără pocăință, fără părere de rău. Vedeți, minciunile astea pe care tocmai le-am enumerat, sunt doar câteva dintre ele, par imaculate, pentru că sunt parte din tot sistemul acesta, ecosistemul acesta din care suntem și noi parte. În ecosistemul acesta se vorbește despre faptul că noi venim și suntem parte dintr-un regn animal, dar Dumnezeu este scos complet din această ecuație. Hristos, când a fost întrebat ce-i cu el, el a spus: eu știu de unde vin și unde mă duc. Eu știu că am pornit de la Dumnezeu și că tot la Dumnezeu mă duc. Cea mai mare realizare care poți să o ai pe acest pământ, cel mai filozofic gând, înălțimea cea mai mare pe care poți să o atingi cu mintea asta, în craniul ăsta, cu neuronii pe care ai, este că ai venit de la Dumnezeu și că te duci la Dumnezeu. Este că ai un creator care ți-a dat formă și a știut totul despre zilele tale. Și acum se uită cu bunătate la tine. Adevărul este că dacă este ceva în neregulă cu lumea aceasta, este conflictul dintre mine și fratele meu, dintre mine și vecinul meu. Este faptul că nu l-am lăsat pe Dumnezeu să vindece anumită relație, anumită rană din inima mea. Nu l-am lăsat pe Dumnezeu să fie peste noi, în noi și pentru noi. Adevărul este că în viața aceasta în care trăim, în centrul istoriei, este Iisus Hristos care a murit pentru păcatele noastre și a înviat a treia zi după Scripturi. Și noi trebuie doar să-i acceptăm mila, dragostea și să răspundem dragostei Lui prin pocăință. Dumnezeul psalmistului este ca un fulger care luminează cărarea aceasta noastră plină de gropile acestea pe care tocmai le-am descris, care sunt aceste minciuni. Și astăzi, prea iubiților, trebuie să ne oprim să mai credem aceste minciuni. Ele sunt făcute ca noi să cădem, să le credem. Și prin asta trebuie să spunem un nu care este de fapt un da. Primul pas către Dumnezeu este renunțarea la minciunile lumii. O renunțare la minciunile pe care le-am crezut despre noi înșine, despre vecinii noștri, despre universul nostru. Sunt condamnat să trăiesc în meșec, blestemat cu o casă în Chedar. Toată viața mea am trăit și am făcut tabără în mijlocul celor care se certau. Meșec și Chedar sunt
nume de locuri. Da? Meșec este un trib îndepărtat la mii de, de kilometri de Palestina, în sudul Rusiei, în sus. Chedar este un trib de beduini care erau foarte violenți. De fapt, parafrazarea strigătului acesta a psalmistului este: trăiesc în mijlocul sălbaticilor și a tâlharilor, acelor violenți, acelor care fac în mod constant rău oamenilor, și din mijlocul lor eu vreau să ies. Vedeți, cuvântul biblic obișnuit care descrie acest nu pe care trebuie să-l spunem noi este de fapt un da pe care trebuie să-l spunem pocăinței, întoarcerii către Dumnezeu. Primul cuvânt este despre pocăință. Aduceți-vă aminte, prima predică a lui Ioan Botezătorul, cum și-a început-o? Pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Prima frază de deschidere a primei predici a lui Hristos: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Petru, după prima predică, spune la sfârșit, la încheiere: pocăiți-vă și botezați-vă. În ultima carte a Bibliei, mesajul către Laodiceea, în Apocalipsa, capitolul 3, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Dar și pocăiește-te. Vedeți, pocăința nu este o emoție, nu este doar o părere de rău pentru păcatele tale, pocăința este o decizie. O decizie pe care o iei să nu mai crezi minciunile. O decizie pe care o iei să intri pe această traiectorie spre Dumnezeu. Este, dacă vrei, realizarea că prin propriile forțe nu vei putea niciodată să ajungi în prezența lui Dumnezeu. Pocăința este actul cel mai pragmatic, cel mai practic dintre toate. Este un fel de cuvânt cu picioarele pe pământ. Elie Wiesel, referință la poveștile Hasidimului, spunea una foarte frumoasă care descrie acest lucru pe care l-auzim în Psalmul 120. Spunea: un călător ajunge noaptea într-o pădure. Este extrem de întuneric, nici o lumină nicăieri. După fiecare copac pare să fie o nălucă care sare pe el și în mijlocul terorii deodată începe o furtună. Și spune el: nebunul se uită la fulger. Înțeleptul se uită la lumina pe care o face fulgerul. Pocăitul, omul care face primul pas spre Dumnezeu, care înțelege și renunță la minciuni, este cel care nu se uită la minciuni, ci se uită la lumina pe care o face fulgerul. Psalmul 120 este de fapt o astfel de cărare. Ori de câte ori spunem nu unui mod de viață, există o durere care precede lucrul acesta. Da? Dar când modul în care suntem la momentul actual, când ne uităm în viața noastră, modul nostru este un mod de război, așa spune psalmul. Trebuie să trecem în modul de pace, trebuie să trecem la un sentiment în care suntem cu adevărat pe drumul lui Dumnezeu. Astăzi trebuie să conștientizăm că viața noastră nu este o alee oarbă, de unde nu este ieșire. Orice ce ai făcut, de asta vă spunem aici, indiferent ce ai făcut, Dumnezeu are milă și are har. Dumnezeu te așteaptă, indiferent pe unde ai fost. Atâta timp cât se spune astăzi, mai este șansă pentru tine. Îmi place așa de mult ce spune Habacuc în capitolul 3. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri în staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Binecuvântat să fie Domnul. Vedeți, istoria noastră seamănă foarte mult cu istoria Israelului. Israelul, în istoria lui, a trebuit și a fost pus în mișcare de două acte de asta, de respingere a minciunii, de respingere a lumii. În primul rând, respingerea Mesopotamiei, pe timpul lui Avram, când l-a scos din țara Ur, el a spus nu Mesopotamiei. Și în al doilea rând, respingerea Egiptului. Și este vorba de Moise când i-a scos pe Israel din Egipt. E bine, toată înțelepciunea și puterea lumii se aflau în Mesopotamia și în Egipt. Israel ce a făcut? Israel a spus nu acestor minciuni. A zis, nu mă interesează puterea, nu mă interesează înțelepciunea în afară de Dumnezeu. Pentru că puterea și înțelepciunea idolatră
este întotdeauna inamică cu Dumnezeu. E bine, ceea ce trăim noi astăzi este la fel, dacă vreți, un divorț, o rupere de aceste două valori atât de urmărite în lumea în care trăim. Înțelepciunea și puterea, care sunt departe de Dumnezeu. Lucrurile acestea care nu îl onorează pe Dumnezeu. Lumea care ne spune că venim de nicăieri și plecăm nicăieri și acum trebuie să ne simțim bine. Pentru că viața e scurtă și carpe diem, trăiește momentul. Pentru că oricum vii de nicăieri și pleci nicăieri. Asta este o înțelepciune, o putere care este departe de Dumnezeu. Israelul a spus nu și a început să fie pelerin. Nu i-a fost ușor să stai 40 de ani prin pustie, dar el a ales o altă cale. Însă vedeți, Israelul n-a intrat în paradis. Au muncit, au suferit, au păcătuit, așa cum fac toți creștinii, nu-i așa? Și toți avem nevoie de har. Din nou și din nou, Dumnezeu este aici să ne dea har. Dar măcar ei au fost puși pe traiectoria care mergea spre Dumnezeu. Ei sunt poporul care, deși de milenii suferă, sunt cei care au fost aleși de Dumnezeu să ducă numele mai departe și din mijlocul cărora trebuia să iasă Iisus Hristos, Domnul nostru, Mântuitorul lumii. În paginile istoriei ne dăm seama de un lucru foarte similar cu pelerinii care au pornit din Europa și au ajuns în America, secolul XVIII. Oamenii care trăiau în Europa și-au dat seama că pentru ei locația în care era o rețetă a sărăciei, a dezastrului, și au auzit că există o lume nouă și s-au suit în niște corăbii, the Mayflower, au ajuns în America și acolo au dus credința. Ei au fost pelerinii care au mers spre un tărâm nou. Este, dacă vreți, o parabolă foarte frumoasă a ceea ce experimentăm noi. Aici, pe pământ, este minciună, este dezastru, am fost mințiți. Dar există un loc despre care Hristos spunea: eu mă duc să vă pregătesc un loc. Să știți că există un loc. Există un loc fizic unde voi veți fi cu adevărat împliniți. Un loc unde nu există minciună, unde nu există umbră, unde nu există înșelătorie sau umbră. Locul ăla mă duc să vi-l pregătesc eu. Asta este, de fapt, călătoria creștină. Este nu-ul pe care îl spunem lumii, filozofiei și puterii, și este da-ul pe care îl spunem lui Dumnezeu. Care este primul pas? Primul pas este pocăința. Înțelegerea că am fost mințiți. Apoi spunem în mod voit nu acestor minciuni și spunem da lui Dumnezeu. Acum însă, în momentele următoare, trebuie să vedem că și să înțelegem că ăsta este momentul tău. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Destul, a spus la început, destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Am auzit minciunile care ni se spun. În fiecare zi, deschidem televizorul, sunt acolo, deschidem radio, sunt acolo, intrăm pe internet, minciunile sunt acolo. Cei mai urmăriți oameni la ora actuală sunt cei care vând cel mai bine minciuna. Dacă ai să ai mașina mea, dacă ai să fii la fel de faimos ca mine, dacă ai să ai atâția urmăritori ca mine, nu? Vei fi fericit. Dacă ai să fii la fel de înțelept ca mine și dacă să-i cunosc pașii ăștia pe care, by the way, poți să iei din cartea pe care eu o vând, ai să fii și ai să ajungi la fericire. Vedeți, minciuna este, de fapt, noi notăm în minciună. Singurul moment în care pășim în adevăr, atenție mare, biserică, este momentul dimineții când deschidem Sfânta Scriptură, după ce ne-am trezit și spunem: Doamne, îți mai mulțumesc pentru o singură zi. Îți mai mulțumesc că și astăzi, Doamne, mi-ai dat harul să mă trezesc. Ai pășit în adevăr, atunci mergi în adevăr. Atunci când te recalibrezi și înțelegi că este un creator care
supraveghează toate lucrurile. Dar din momentul când ai ieșit din prezența Lui, ai intrat într-un mediu ostil, exact cum spune psalmistul: Doamne, locuiesc în mijlocul violenților, a mincinoșilor, a oamenilor care mă urăsc. Destul! Și ăsta este momentul când noi, ca și comunitate, învățăm să facem primul pas spre Dumnezeu și este momentul când spunem destul. Dacă ești aici și până acum ai crezut că există o salvare pentru tine, în afară de Hristos, este momentul când spui destul. Unele fete tinere au crezut că frumusețea lor și dorința bărbaților, telefoanele la o parte, renunț la minciuna lumii și spui că deasupra ai un creator și că banii pe care îi ai și înțelepciunea pe care o ai, totul vine din partea lui Dumnezeu. Este momentul să renunțăm la minciună și să spunem acum destul. Psalmistul spune: vai de mine! Și ăsta e semnul pocăinței, atenție mare! Înainte să ne rugăm, vă dau un hint, atenție mare. Când l-auzi pe unul că spune vai de ăla, vai de ăla, ăla nu-i pocăit. Indiferent cum e îmbrăcat, ce fel de muzică ascultă, cum are baticul, indiferent. Dacă spune vai de ăla, vai de ăla, nu-i pocăit. Pocăitul adevărat spune vai de mine. Mă uit în oglinda mea, mă uit în oglindă și spun ca profetul: vai de mine că trăiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Așa spunea profetul. Vai de mine! Că am crezut minciună după minciună după minciună și am ajuns să fiu definit nu de Hristos, ci de diplomă, de job, de ceea ce cred oamenii despre mine. Astăzi este momentul când spunem destul. Am crezut o minciună. Singura salvare este Iisus. Amin? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. E momentul pocăinței. Sunt aici oameni care trebuie să ia decizii pentru Hristos. De multă vreme întrebi, oare să mă botez, să nu mă botez, oare e necesar botezul? Și nu-ți dai seama că asta este stăruința în continuare, în minciună. Pentru că primul pas, pasul pocăinței, are de-a face cu renunțarea la ceea ce ești tu, la ceea ce crezi tu, la ceea ce îți dă ție valoare în favoarea lui Hristos. Pavel zice: mă uit în spate și văd toate diplomele, toate plecăciunile care mi se aduc. Văd toată faima mea și numele meu important și le consider gunoi. Pe lângă prețul nespus de mare să-L cunosc pe Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Ăsta este momentul când tu în inima ta faci primul pas, pasul pocăinței și spui: Doamne, Tu trebuie să fii Cel care îmi dai sens și valoare. Nimic altceva. Sunt aici botezați care au ajuns să trăiască ca lumea pentru că au crezut că religia este o formă și au uitat că Iisus Hristos este Duhul care trăiește în tine și îți spune în fiecare zi: pocăiește-te, nu-i bine ce faci, este momentul să ne întoarcem. Pocăința, dacă vreți, este imaginea următoare: mergi cu barca și mergi în calea greșită. Pământul făgăduinței este exact în partea cealaltă și Hristos este în partea cealaltă și este momentul acum când întoarcem totul. Este momentul, dacă vreți, care a existat în inima fiului risipitor, care era la porci acolo și mânca roșcovele porcilor. E o mâncare cea mai ieftină posibilă, groaznică. Și el a spus: în casa tatălui meu, robii tatălui meu au de mâncare în destul. Robii tatălui mi se hrănesc bine și eu stau aici. Și e momentul în care i-a venit mintea în cap și a spus: destul. Destul, nu mai cred minciunile lumii. Transformare acum și aici. Haleluia.